Lăsați-mă să citesc din carte. Mare om spunea următoarele vorbe în 2 Samuel, capitolul 3, versetul 38. Nu știți că o căpetenie, un om mare, a căzut astăzi în Israel. Dați-mi voie să parafrazez și să zic, nu știți că o căpetenie, un om mare, s-a ridicat ieri din Cluj? Cât de mare om a fost fratele Nucu Creța, știm cu toții. Un om al implicării, un om dedicat, un om care avea întotdeauna o mână caldă pentru oricine dintre noi. Dar vreau să fim încrezători în Domnul și să fim siguri că fratele Nucu a plecat acasă la Domnul. De acum, cerul o să ne fie mai drag. O să ne dorim parcă mai repede să plecăm înspre acolo. Pentru că ne vom dori, pe lângă întâlnirea noastră cu Domnul Isus Hristos, să ne întâlnim cu cei dragi și cu fratele nostru Nucu, ar vrea ca familia creța să fie mângâiată de Domnul, prezența lui Dumnezeu să le ofere mângâiere, așa cum se spunea. Este pentru prima dată când mi-am dat seama că cina este un moment al despărțirii. Până dimineața asta n-am realizat. Am citit în cuvântul Domnului în Evanghelia după Marcu și uh, Domnul Iisus Hristos spunea Adevărat vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din rodul viței până în ziua când îl voi bea nou în împărăția lui Dumnezeu. Cina Domnului este un moment în care Mântuitorul știa că se va despărți de cei dragi, de cei 12 și a oferit această întâlnire specială. Și a zis să știți că este ultima cină. Mi-am dorit-o mult, spunea prin Evanghelistul Luca, am dorit mult să servez această masă împreună cu voi, înainte de patima mea. Dar aș vrea să observăm de ce e important nu doar să fim prezenți într-o această zi, într-o dimineață ca aceasta, doar prezenți aici, ci chiar să participăm la masa Domnului. Probabil că în mințile unora dintre noi sau altora care ne urmăresc online se ridică această întrebare. De ce e important? să serbezi cina Domnului. De ce după botez ai permisiunea biblică de a sta la masă cu Domnul Isus Hristos? Chiar este foarte important lucrul acesta. Vedeți, masa Domnului și cina Domnului este foarte important să o serbăm, să participăm la ea, pentru că este o masă a verificării. Este o masă a verificării. În momentul în care pleacă cineva drag de lângă noi, avem toate motivele să ne verificăm. Dar cuvântul Domnului spune în versetele de la 1 Corinteni capitolul 11 versetul 24 Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o pâinea aceasta și a zis Luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea Tot astfel după cină a luat paharul și a zis Acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea Ori de câte ori veți bea din el pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Versetul 28 spune, fiecare, fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Când cineva participă la masa Domnului, are ocazia specială din partea lui Dumnezeu oferită de a se verifica, de a sta în prezența lui Dumnezeu și de a se întreba, Doamne, sunt eu într-o stare potrivită pentru a sta la masa ta? Pentru că aici sunt câteva semnale de alarmă. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. E, e, e masa verificării, e momentul în care fiecare la, la domeniul acesta al Sufletului ne orientăm, ne uităm și ne gândim: oare există vreo slăbiciune, oare există vreo carență, oare există vreo relație care n-a fost refăcută, oare există vreun domeniu în care trebuie să reparăm ceva? E, e masa verificării, vedeți? Pentru ca să fim siguri că noi plecăm la Domnul, e foarte important, fie că vine răpirea, fie că plecăm din lumea aceasta prin moarte. Prin această mutare la Dumnezeu, la cer, e foarte important ca noi să fim siguri că ne-am verificat. E masa verificării. E dimineața în care, parcă mai mult ca oricând, Dumnezeu ne cheamă să ne verificăm. Ne cheamă să ne uităm la propria noastră viață și, după ce ne cercetăm, spune Biblia, așa să mâncăm din pâinea aceasta și așa să bem din paharul acesta. Verificarea nu ne obligă să ne oprim. Verificarea nu ne oprește să stăm la masa Domnului, ci verificarea aceasta ne obligă după ce ne-am verificat, după ce am proclamat sângele Mântuitorului al Domnului Iisus Hristos peste noi, să cerem din partea lui Dumnezeu o curățare totală, să simțim că sângele Domnului este efectiv pentru fiecare dintre noi vărsat, a fost vărsat pe dealul Golgotei pentru ca dumneata și eu, noi amândoi în egală măsură, fiecare dintre noi care suntem în viață, să fim spălați, să fim curățați, să fim albiți în sângele Domnului Iisus Hristos. Este dimineața în care trebuie să ne verificăm. Vedeți, sunt oameni care atât de mult se verifică încât nu mai participă niciodată la masa Domnului. Sau nu mai participă de ani lungi, de o grămadă de vreme nu mai participă. Încurajarea și porunca lui Dumnezeu prin apostol Pavel în 1 Corinteni, capitolul 2, 11, nu este să ne abținem de la masa Domnului, ci este să ne verificăm și după ce ne-am verificat și am primit vrednicia aceasta prin credința în sângele Domnului Isus Hristos, să participăm la masa Domnului. Încurajarea lui Dumnezeu este să stăm la masă cu El. Nimeni nu va sta la masă cu Domnul Isus Hristos în Rai, în Împărăția lui Dumnezeu, dacă pe pământ nu s-a verificat și nu a stat la masă cu Domnul Isus Hristos după botezul în apă. E foarte important să înțelegem asta. Oamenii consideră botezul mult mai important decât cinea Domnului. Ambele acte de cult, slujbe divine sunt la fel de importante. De ce să participăm la masa Domnului? Pentru că este masa, masa verificării. Este masa în care ne oprim și ne uităm la propria noastră viață. Ne uităm la un parcurs de o lună de zile sau de două luni sau de câtă vreme n-ai stat la masa Domnului și zicem, Doamne, acolo am greșit, dincolo am avut o carență, dincolo am avut o slăbiciune, Doamne, sunt aici la masă cu Tine și vreau, vreau neapărat să stau într-o împărtășire corectă. Apostolul Pavel spune foarte clar, nu știți că cei ce stau și care sunt în fața Domnului, paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos, pâinea pe care o frângem, 1 Corinteni 10 cu 16, nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? În momentul în care cineva stă la masă cu Domnul și ia o bucățică din pâine, el mărturisește că s-a verificat, a primit iertare, a primit deslegare, a primit vrednicie prin sângele lui Iisus Hristos care i-a arătat păcatele și acum poate să se împărtășească, adică să fie într-o comuniune extraordinară, perfectă cu Domnul Iisus Hristos, cu cu sângele lui Iisus Hristos și cu trupul lui Iisus Hristos. Or trupul lui Iisus Hristos și sângele lui Iisus Hristos sunt de o curățenie Perfectă, n-au nici o pată. Domnul Isus Hristos este sfântul lui Dumnezeu, a fost sfânt și va rămâne pentru totdeauna și pentru că el ne a sfințit și pe noi. Strigăm în această dimineață: Glorie Domnului Isus Hristos, glorie Domnului Isus Hristos. Când ne împărtășim cu trupul și cu sângele Domnului, mărturisim că devenim parte integrantă în trupul Domnului Isus Hristos în trupul Domnului Isus Hristos, masa verificării, e masa în care uităm de cei din jurul nostru, e masa în care nu-i mai verificăm pe alții, e masa în care nu ne mai interesează cum se apropie alții și cum vin alții în fața Domnului, fiecare la mod individual, fiecare, pentru că masa asta a verificării e și o verificare dacă suntem gata. E un test propriu, e un test personal. Pentru că dacă cineva se verifică și nu e compatibil să stea la masă cu Domnul Isus Hristos din cauza unui păcat, din cauza unei neiertări, din cauza unui stări de ranchiună, din cauza unor resentimente, întreb eu în această dimineață, dacă se declanșează răpirea, înainte să prindă următoarea cină, sau dacă Dumnezeu îl cheamă acasă, oare va merge în împărăția lui Dumnezeu? E masa verificării. Masa asta nu e o masă obișnuită. Pentru că o sărbăm în fiecare lună, avem tendința umană să ne obișnuim cu masa asta. Să zicem, da, e prima lună, e prima duminică din lună, venim la masa Domnului, sunt acelea slujbe derulate, este acel sistem vizibil care se realizează, dar să nu uitați, de fiecare dată este prezent Domnul Isus Hristos. De fiecare dată este un moment personal în care ne verificăm. De fiecare dată când stăm la masă cu Domnul Isus Hristos, Isus Hristos ne pune la un test. Ești gata pentru răpire? Sunt gata pentru răpire? Dacă ești gata să stai la masa Domnului, ești gata și să fii răpit. Sunt gata și să fiu răpit. Și indiferent ce s-ar întâmpla în viața mea, sunt pregătit, ești pregătit, ești pregătită să fii în prezența lui Dumnezeu. E masa verificării. Vedeți, verificarea aceasta este foarte interesantă pentru că nu ne-o poate impune nimeni. Nimeni nu vine cu o grilă și să spună, uite, dacă asta ai făcut, nu poți să la masa Domnului. Sunt păcate, da, sunt lucruri care sunt scrise negru pe alb, dar există o conștiință a fiecăruia dintre noi. Există un jurist al lui Dumnezeu în mintea fiecăruia dintre noi și această conștiință ne spune personal fiecăruia, dacă putem să stăm sau nu la masa Domnului. Dacă vom găsi dimineața asta slăbiciuni, dacă vom găsi în viața noastră de fiecare zi, poate de la ultima cină, poate din ultimele zile, poate din ultima săptămână, nu știu de când, dacă vom găsi ceva e vremea după verificare să cerem vrednicie de la Dumnezeu. Se spune în Domnul Iisus Hristos, Doamne Isuse Hristoase apropie-te de noi cu îndurarea ta Niciunul dintre noi n-am meritat să stăm la masa Domnului prin faptele noastre proprii. Toate hainele noastre curate, spunea profetul, sunt asemenea unei haine pătate a unei haine murdare. Însă cineva ne-a dăruit o haină curată e haina mântuirii. A stat pe Golgota pentru asta și-a întins mâinile total și-a a lăsat mâinile străpunse de piroanele lungi și groase, cum știm cu toții, pentru ca să ne ofere în mod gratuit din garderoba cerului o haină curată. O cum n-aș vrea ca fiecare dintre noi, toți cei ce sunt botezați în apă, în această dimineață, să primească convingerea că haina aceasta curată Haina mântuirii este îmbrăcată de fiecare dintre noi. E masa verificării, e masa în care personal stăm în părtășie și zicem, Doamne, Doamne, suntem noi pregătiți pentru asta? Am stat noi înaintea Ta într-un mod compatibil pentru împărtășire? Doamne, suntem noi gata să fim împreună, nu doar unii cu alții, și unii cu alții, foarte important de asta. Adică dacă ai o persoană pe care nu o poți ierta, trebuie neapărat să-ți calci pe propriile ambiții. Trebuie neapărat să iei o decizie. În mod normal trebuie să te ridici din biserică și să pui mâna pe telefon după ce ieși afară din clădirea bisericii și să ceri iertare. Dar nu-ți cer asta. Să spui, Domnului, Doamne, cu prima ocazie mă împac cu persoana asta. Vreau să trăiesc într-un mod corect la masa ta, e masa verificării, e masa verificării. Dumnezeu ne dă vrănicia, însă sunt niște pași practici pe care trebuie să-i facem fiecare dintre noi, pe toți oamenii să iertăm, pe toți oamenii să iubim, cu toți oamenii să avem legături frățești, să avem o dragoste fără de prefăcătorie și să ne fie groază de rău și să ne alipim tare de bine. Ajută-ne, Doamne, pentru asta! De ce să participăm la masa Domnului? Pentru că masa Domnului e masa verificării, pentru că masa Domnului presupune viață. Masa Domnului presupune viață. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Cuvântul Domnului spune foarte clar Evanghelia după Ioan, capitolul 6, versetul 53. Adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele lui, n-aveți viață în voi înșivă continuați să vă mișcați mâinile și picioarele, continuați să fiți la fel de oameni și la fel de sănătoși probabil, dar Biblia zice nu aveți viață, adică nu aveți vitalitate, nu aveți acea forță necesară ca din punct de vedere spiritual să înaintați pe drumul credinței. Nu aveți viață în voi și vă cine mănâncă trupul meu, spunea Domnul Isus Hristos, și cine bea sângele meu are, citiți vă rog cu voce tare, viață veșnică. Nu doar o viață, nu doar o viață trecătoare, nu doar o viață de câteva zeci de ani sau de o sută de ani, oricât ai vrea dumneavoastră să trăiești, o viață veșnică. Cine nu participă la masa aceasta, ascultați-mă bine ce vă spun, e cuvântul lui Dumnezeu. Cine nu participă la masa Domnului, cine nu-i pregătit pentru asta la cină cu Domnul Iisus Hristos, la cina cea de taină, nu are viață veșnică. Îmi veți spune, frate, că dai penticostalii, baptistii, creștini pe Evanghelie, preventează biserica de 40 de ani, de 50 de ani, de 60 de ani. Lăsați-mă să vă spun ce scrie în Biblie. Biblia spune foarte clar, cine nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, nu are viață. Nu are viață. N-are viață veșnică. De ce? căci trupul meu, spunea Domnul Isus Hristos, este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că viața noastră este împărțită în perioade, în vremuri, în vremi. De la ultima cină până la următoarea cină există o forță a vieții care curge din Domnul Isus Hristos. Dacă un om nu mănâncă, fizic vorbind, dacă un om nu bea apă, fizic vorbind, mai multe zile, în câteva zile, medicii spun undeva la 40 de zile, a încheiat socotelile cu viața. Dar vreau să vă spun ceva din punct de vedere spiritual. Dacă cineva s-a botezat în apă, dacă cineva s-a botezat în apă, are vârsta matură, da? are vârsta matură și poate să participe la masa aceasta, la cina Domnului și nu vrea, din motive de tot felul, vreau să vă spun ceva, nu are intrare în împărăția lui Dumnezeu. Ascultați-mă bine ce vă spun. Cuvântul Domnului spune, este foarte important să participăm la masa Domnului, pentru că cine nu participă la masa Domnului, bineînțeles, cum spuneam deja într-un chip vrednic, nu va participa nici la masă în împărăția lui Dumnezeu. Mă rog în această dimineață, Duhul Sfânt să ne cerceteze. Dacă sunt aici trupuri, dacă sunt aici minți care din diverse motive n-au participat, poate de luni, poate de ani, poate de zeci de ani la masa Domnului, să fie dimineața cercetării, să fie dimineața atingerii, să fie dimineața ridicării, să fie dimineața în care omul acela care din punct de vedere spiritual este ca un pipernicid, este ca un copil mic, mic de tot, pentru că doar s-a botezat să-l ridice Duhul Sfânt la statura plinătății lui Hristos și să stea, să stea la masă cu Domnul. Nu mănânci trupul Domnului, nu bei sângele Domnului, respectiv rodul viței, nu ai viață. Masa Domnului e masa care aduce viață. Dacă ai ști că într-un spital orice boală ai te vindecă, ai merge la spitalul acela. Cum să nu mergi? Mai ales în context de pandemie. Cine n-ar merge? Ce vii? cât de vizitat ar fi spitalul acela? O, oh, cât de respectați ar fi medicii și asistentele de acolo? Și brancandieri și infirmieri, toți ar fi extrem de respectați. Nu este un spital de pe pământ. Este un centru al lui Dumnezeu din cer care are reședința pe pământ. E la masa Domnului. Când îți întinzi mâna și ei din bucățica aceea, mărturisești că vrei să ai viață veșnică. Mărturisești atunci când ei o parte din rodul că vrei să iei băutura cerească, să fii... Calificat pentru a fi în viață veșnică. O, oh, Doamne, cercetează-ne în dimineața aceasta! Cercetează, Doamne, într-un mod supranatural. Participarea la masa Domnului înseamnă viață. În viață cu siguranță, nu viață presupusă, nu viață promisă. Viață cu siguranță. Să particip la masa Domnului înseamnă viață. Înseamnă să ai cu adevărat viitor înseamnă să ai siguranța nu doar a zilei de mâine, ci să ai siguranța vieții eterne. Să ai siguranța că orice s-ar întâmpla în lumea aceasta, tu, dacă vei închide ochii plecând fizic din lumea aceasta, vei deschide ochii în împărăția lui Dumnezeu, vei fi în prezența lui Dumnezeu, vei fi în prezența Tatălui, a Fiului, a Duhului Sfânt, așa cum se află acum fratele nostru Nucu în prezența lui Dumnezeu. Stai la masa Domnului. E foarte important. E masa verificării. E masa care presupune viață veșnică. Și trei. E masa prin care predici. E masa care vestește. Cuvântul Domnului spune pentru că ori de câte ori ori de câte ori, fie că e gina dimineața, fie că este la amiaz, fie că este seara, fie că este de dor pe săptămână, fie că ar în fiecare zi, cum era în biserica primară, unde frângeau pâinea acasă cu bucurie, să teau la masa Domnului. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vorbiți despre moarte. Vestiți moartea Domnului până va veni El. E o dimineață în care parcă se potrivește mai bine să înțelegem că participarea la masa Domnului este o veste, este o povestire sau o vestire a unei morți. E vestirea că într-o zi, marele nostru rege a murit pentru ca noi să avem viață. A fost bătut pentru ca noi să fim Primiți în prezența Tatălui. A fost lovit, a fost scuipat pentru ca noi să avem o primire deosebită, o ofertă extraordinară. Vestiți! moartea Domnului. Înainte să stai la masa Domnului, momentele de cercetare, când vei sta în prezența Domnului, să-ți imaginezi crucea Domnului Iisus Hristos, să -ți zici, Doamne, îți mulțumesc pentru că pe dealul Golgotei ți-ai vărsat tot sângele până la ultima picătură ca și eu să fiu salvat. Îți mulțumesc, Doamne, că ai venit deliberat din cer, nimeni nu te-a forțat, n-ai venit ca ultima soluție a Universului. Erai unica soluție a Universului pentru iertarea oamenilor, dar ai venit din dragoste pentru mine. Mine. Ai venit pentru că m iubit într-un mod incomensurabil. Nu poate fi măsurat în timp și în spațiu, în coordonatele noastre. Să stăm la masa Domnului, să participăm. E masa verificării, e masa vieții, e masa vestirii. Și fie ca până atunci când va reveni Domnul Isus Hristos, sau fiecare dintre noi, la rândul nostru, al cetei noastre, vom pleca la cele eterne. Să fim gata și să participăm la masa Domnului, pentru că de fiecare dată vestim moartea Domnului și spunem mulțumim.